Bună ziua! Așa, doamna Tamara? Doamna Tamara. Înseamnă că destinația Corie. Așa, doamna Tamara, acest gest este pentru dumneavoastră. Sărbătorim ziua de naștere. Da. Uitați-vă ce surpriză frumoasă, deosebită, cu mare drag, pregătită din partea cu ei. Și să vă întreb de la cine intuiți că e surpriză, doamna Tamara? V-am luat prin surprindere. Da, puțin. Așa, de la cine credeți asta? De la copii, dar nu știu de la care. Așa. Ca să nu vă țin atât în suspans, am avut rugăminte ca să dau citire unui mesaj și evident o să aflăm de la cine este. Acest coșuleț cu trandafiri va aparține cu mare drag, da? Avem și torta de sărbătoare cu inițiale la mulți ani, scumpa mamă și bunică, da? Vă rog mult. Așa, este comod. Și cum am menționat, mesajul pentru dumneavoastră, cu mare drag. La mulți ani, bună, iubita noastră mamă. Chiar dacă acum suntem departe de tine, să știi că ești mereu în sufletul nostru și abia așteptam să te îmbrățișăm. Îi mulțumim lui Dumnezeu că existi. Tu ești singura persoană care ne iubește necondiționat cu toate relele și bune. Ești cea mai bună mamă și te iubim foarte mult. Să știi că indiferent unde nu ne vom afla în lume, orice ne-am face, atâta timp cât vei fi tu în viață, acasă va fi întotdeauna locul cel mai sfânt și drag. Pentru toate nopțile nedormite, pentru fiecare lacrimă cursă din ochi, iartă-ne acum că suntem și noi părinți, realizăm cât ți-a fost de greu să ne crești. Cu mult drag, cu mare dor și cu un regret în suflet că nu putem fi măcar astăzi alături de tine, îți spunem un mare și un sincer la mulți ani. La mulți ani, frumoasă mamă, azi noi îți urăm să ai numai sănătate, bucurii și liniște se. Să rămâi mereu așa blândă, gingașă, iubitoare. Să ne aștepți mereu acasă, tu, pe orice sărbătoare. Te iubim la infinit, tu ești viața pentru noi și dacă de multe ori ți-am greșit, iartă-ne și tu pe noi. Azi e o zi mai specială, un mare jubileu. La acei 60 de ani ai dumitale, ai întâlnit o multă greu. Dar de acum a venit momentul să nu mai risipiți așa greu, că suntem cu toții mari și vom fi mereu alături de tine, la bine și la greu. Deci, mesajul vine din partea fiului Hitman, corect, și nora Ludmila și nepoții. Îi mulțumesc din suflet și lor și doresc sănătate. Și cât de curând să vin acasă, pe acasă. Au vrut tare să vină în această zi, dar n-am putut din cauza pandemiei. Dar nu m-a așteptat la așa surpriză, fiindcă am vorbit ieri și... Aveți niște emoții de nedescris, da? Din adâncul sufletului, pentru că le duceți dorul, evident. Așa, doamna Tamara, veniți mai cu un sincer și frumos la mulți ani. Multă sănătate dumneavoastră, da? Să vă dea Dumnezeu putere și să așteptați copilașii cu brațele deschise. La mulți ani. Și să plângeți doar de bucurie. De bucurie, da. Foarte de bucurie. Corect. Pur și simplu, ar fost dorit ca să intri și evident, dorul va face. Însă mândriți-vă că în pofida kilometrilor, tare mult, un gest micuț a fost alături. Tare mult, mă mândresc, îmi pare bine. La mulți ani, să fiți sănătoase. Mulțumesc mult.